Vă salut cu drag și în această seară, dragi prieteni și vă spun bun venit la emisiunea Vieți schimbate. Cu siguranță fiecare dintre noi vrem să reușim în viață și vrem să devenim oameni care au o anumită greutate. Însă foarte mulți dintre noi ne oprim din această creștere considerând că nu e pentru noi, nu sunt lucruri așa de interesante și ne găsim tot felul de explicații, astfel încât să ducem existența la un nivel cât se poate de jos. În seara aceasta aș vrea să vorbim despre oameni mari și mici. Nu în sensul că oamenii n-au valoare în sine, ci vreau să vorbim despre această diferență de mentalitate între oamenii care trăiesc după o chemare și oamenii care trăiesc la întâmplare sau care privesc viața. Ca un șir de întâmplări inexplicabile, în timp ce alții iau aceste întâmplări, le pun ca într-un puzzle și le găsesc rostul, semnificația, învățând din aceste întâmplări și aducându-le în avantajul lor. În aceste momente îmi vine în minte exemplul lui Alexander Fleming, cel care a descoperit penicilina. În momentul în care au uitat niște lame într-un laborator și s-au dezvoltat niște culturi de mucegai acolo și când au venit studenți au zis, Pă, domn doctor, hai să facem curat, să dezinfectăm, ia uite s-a făcut aici mucegai, să facem curățenie. El a zis, sta, sta, stați un pic că vreau să mă uit puțin la lamele de microscop și a descoperit că din cauza sau datorită acelui mucegai, bacteriile acelea fusese omorâte și a venit cu ideea aceasta strălucită de a crea penicilina. Dintr-o aparentă greșeală, omul acesta a făcut un bine omenirii pentru că a avut răbdare să vadă într-o aparentă problemă o adevărată soluție pentru alte probleme. Aceasta este practic diferența între oamenii mari și oamenii mici. Oamenii mari se focalizează pe soluții, iar ceilalți se focalizează pe probleme. Viața lor este plină de probleme, în timp ce viața celorlalți nu este altceva decât o viață plină de provocări și de soluții la acele probleme. Dacă e să vorbim de viața cu rost și fără rost, aici întâlnim uh, iarăși oameni care trez la întâmplare. De pe o zi pe alta, uh, fără planuri mari de viitor, fără dorința de a realiza lucruri mari. În Cartea lui Dumnezeu, îl întâlnim pe Moise, omul lui Dumnezeu, care... Timp de 40 de ani a stat în postie, iar după aceea Dumnezeu i-a făcut o chemare ca să meargă să izbăvească pe poporul său. N-a fost ușor nici pe departe. A avut parte numai de probleme, de cârtiri, de nemulțumiri, de uh, pericole foarte mari. Iar cei care erau pentru el poporul pe care trebuia să-l păstorească au cârtit, s-au răsculat împotriva lui, au contestat autoritatea lui. Viața lui Moise, deși a fost chemată să, să fie ca o torță pentru poporul lui Dumnezeu și să slujească cauzei lui Dumnezeu, nu a fost deloc ușoară. Nu! Moise a trăit o viață însă care a trecut prin toate aceste greutăți și care a căpătat strălucire din ce în ce mai mult. Cu cât viața lui Moise era mai grea, cu atât măreția lui era și mai mare. În timp ce oamenii fără rost se gândeau la tot felul de lucruri mici. Dumnezeu l-a scos din pustie pe Moise și l-a făcut un mare lider, un mare eliberator. Cu siguranță că au fost momente de șovăială și în viața lui Moise, însă. Cu toate acestea, în momentul în care a primit chemarea din partea lui Dumnezeu, Moise a mers înaintea poporului și a devenit un adevărat eliberator. În momentele în care Moise n-a mai putut, <coughs> pentru că există momente în viață, chiar și la oamenii mari, când sunt în cumpănă, când sunt în, în incertitudine, și în momentele acelea caută. Cu disperare să se agațe de ceva, și în momentele acelea nu văd, se descurajează foarte tare. Pentru că ei sunt învățați să aibă ținte, să aibă planuri, și când aceste planuri eșuează, se descurajează foarte tare. Și într-un astfel de moment a ajuns și Moise, în capitolul 5. În momentul în care au venit uh, solii de la faraon și au spus: Ce ne-ai făcut? Uite, ne-ai scos din Egipt și acum ne-ai dus. În, uh, vrei să ne scoți din Egipt și acum l-ai înrăit pe faraon și toate problemele și toate necazurile vin asupra noastră. Să vadă Dumnezeu să ne judece între noi și tine, pentru că tu ai dat sabia în mâna lui faraon. Și în momentul acela. Moise a început să șovă, a început să se gândească în toate felurile, dacă nu cumva vina este la el, a început să se îndoiască de chemarea lui. Și chiar spune în capitolul 5, cartea Exodului, versetele 20 și 23, Moise s-a întors la Domnul și a zis, Doamne, pentru ce ai făcut un astfel de rău poporului acestuia? Pentru ce m-ai trimis? Nu înțeleg, Doamne, Oamenii mari se întreabă dacă existența lor are rost. Dacă ceea ce fac are rost. Ceilalți nu. Ce trebuie să fac? Să fac o zi întreagă aceeași operațiune? Aia o fac. Card, bani, cash. Bine, mulțumim. Bună ziua. Card, bani, cash. Bună ziua. Mulțumim. La revedere. Unora le place chestia asta. Foarte bine. Este pentru ei. Însă dacă voi uh, pe un om care are viziune și vrea să facă ceva cu viața lui, altceva este moarte curat. De când m-am dus la faraon ca să-i vorbesc în numele tău, el face mai rău poporului acestuia și n-a izbăvit pe poporul tău. Observați că apare această, această dorință rapidă de a vedea lucrurile, de a avea rezultate. Și Dumnezeu zice stai liniștit, că Până acum n-am intervenit. I-am lăsat să acționeze cum vor, i-am lăsat să facă ce vor. Și spune versetul 3, Eu m-am arătat lui Avram, Isaac și Iacov ca Dumnezeul cel Atotputernic, dar n-am fost cunoscut de el sub numele meu, ca Domnul. De asemenea, mi-am încheiat legământul meu cu ei ca să le dau țara Canaan, țara călătorilor lor sfinte în care au locuit ca străini. De aceea spune copilul lui Israel, eu sunt Domnul, eu vă voi zbăvi din muncile cu care vă apasă egiptenii, vă voi zbăvi din robia lor și vă voi scăpa cu braț întins și cu mari judecăți. Chiar dacă există momente de descurajare în viața oamenilor mari, totuși găsesc acele soluții, Dumnezeu le vorbește, găsesc în cele din urmă drumul ca să iasă din acele probleme. Și dacă citim istoria poporului lui Israel, din momentul în care au ieșit din Egipt și până când au ajuns în țara Canaanului, putem vedea diferența între oamenii mari și oamenii mici. Oamenii mari, vorbind de Moise, de Iosua, de Caleb, de uh, Aaron, uh, oamenii care căutau întotdeauna ajutor la Dumnezeu și căutau o ieșire din acele imposibilități. Oamenii mici, nu avem, iar, iar, iar ne-a scos din Egipt, iar ne-a dus, iar nu avem, iar suntem nefericiți, iar nu avem pâine, iar nu avem apă și întotdeauna pendulau între aceste nemulțumiri. Pentru ei viața era un chin, era o, un supliciu. Nu aveau cum să fie mulțumiți și fericiți. Însă, îmi place foarte mult faptul că Dumnezeu îl pune pe Moise în fruntea poporului care n-are viziune, care n-are vedere de lungă durată, care nu are planuri, care trăiește așa dezorientat, tocmai ca să le arate calea. Moise nu prea a fost iubit de popor, dacă vorbim de mase. Da, e, a fost de temut, a fost apreciat. Dar nu a fost iubit de mase. Haideți să înțelegem și să fim clari. Moise, a, a trăit și a creat istorie, dar în timpul vieții lui, Moise, chiar cum spune în cartea evreilor, a, a preferat mai degrabă să sufere împreună cu poporul său și a eu spune, eu, și datorită sau din cauza poporului său. Pentru că atâtea necazuri au făcut bietul lui Moise, încât pur și simplu, dacă stai să vezi momentele în care poporul a fost mulțumitor și iubitor față de Moise, sunt foarte puține. Sunt foarte puține. Însă nemulțumiri, cârtiri și dorința de a omorâ cu pietre au fost foarte multe. Dacă ajungem la capitolul 17, Acolo unde a fost o mare nemulțumire că s-a terminat apa la Refidim și la stânca Horeb sau Sinai, cum vreți să-i spuneți, spune că toată adunarea copiilor lui Israel a plecat din pustia sim după călătoriile zilnice pe care poruncise Domnul să le facă. De ce să le facă zilnic? Ca să aibă ceva de lucru, pentru că altfel înnebuneau în pustia aceea. Pe care poruncise Domnul să le facă și au tăbărât la Refidim. Acolo poporul nu a găsit apă de băut. Atunci poporul a căutat ceartă cu moise. Observați diferența între oamenii mici și oamenii mari. Oamenii mici caută totdeauna problemele. Chiar mi-aduc aminte când eram în seminar, un coleg ne spunea, era în anul 4, băieți, aici puteți să vedeți tot felul de lucruri. Și vă dau o comparație din lumea insectelor. Puteți să fiți muște sau albine. Ce caută una și ce caută cealaltă? Puteți să, gătiți, să găsiți de ambele. Și gunoaie, și mizerii. Puteți să găsiți și lucruri bune. Depinde de voi. Ce sunteți, muște sau albine? Și, într-adevăr, oamenii mari caută oportunitățile, caută soluțiile la probleme. Oamenii mici, mizerile, probleme, caută ceartă. De ce sunt atât de vânate emisiunile de scandal? Pentru că majoritatea sunt oameni mici, cu creier de găină care nu gândesc și care nu au lucruri constructive în viața lor. Și cu ce să-și hrănească existența? Cu seriale de doi bani, cu show pentru oameni retardați, cu show și cu tot felul de bălăcării. Pentru că ăsta este nivelul. Căutau ceartă. De ce? Pentru că oamenii aceia erau oameni mici. Și oamenii mici caută lucruri mici. Atunci poporul a căutat ceartă cu Moise. Ei au zis, dă-ne apă să bem. Dar problema lor nu era apa, că nu aveau apă. De multe ori eram și în biserici și vedeam oameni care căutau probleme și se ascundeau în spatele unei nevoi reale. Spiritual, frate, dreptatea lui Dumnezeu, curățim biserica, dar de fapt problema lui nu era să curețe biserica sau că îi părea rău de cauza lui Dumnezeu. Problema lui era cu fratele sau cu sora. Asta era problema. Dar în față, ca farisei afișau problema aparentă. Apa. Avem nevoie să fie biserica curată. Avem nevoie să facem dreptate. Dar nu asta era problema de fond. Problema era răutatea din inimă. Ei nu aveau probleme cu apa, aveau probleme cu moise. Dă-ne apă să bem! Moise le-a răspuns, pentru ce căutați ceartă cu mine? Observați că Moise le pune oglinda în față, nu ce da, într-adevăr, dragii mei, nu aveți apă, sunteți așa de însetați. Când mai aud de stilul ăsta, pe care ni l recomandau foarte mulți de păstorire, în care să tot să ai grijă de iepurii diavolului, adică de acei oameni care... Uh, caută să-ți distragă atenția de la ce ai de făcut, nu-i pocăiești toată viața cu toate uh, metodele bisericești și nebisericești, n-ai cum să-i Schimb, dar, în schimb, să pierzi vremea în niște acțiuni care n-au niciun rod și niciun rost. Și mă zice, nu, problema voastră nu este apa. Voi nu aveți probleme cu setea, voi aveți probleme cu mine și cu voi. Oameni mici care caută probleme mari. Și toată viața lor este plină de probleme. Pentru ce căutați ceartă cu mine? Pentru ce ispitiți pe Domnul? Observați cum pun niște întrebări țintite care-i centrează. Problema voastră nu este apa. Problema voastră nu este disciplina. Problema voastră nu este fratele sau sora. Problema voastră sunteți voi. Poporul stătea acolo chinuit de sete și cârtea împotriva lui Moise. El zicea, pentru ce ne-ai scos din Egipt ca să ne ducem să murim de sete aici cu copiii și turmele noastre? Observați, oamenii mici sunt axați doar pe supraviețuire. N-au alte planuri, doar supraviețuirea. Au ce trebuie aici, sunt mulțumiți, o perioadă, stau și râgâie să tui. oh, ce bun e Domnul! Când se termină, oh, dezastru, catastrofă, de ce? Pentru că ei n-au altă viziune. În schimb, oamenii lui Dumnezeu Nu au probleme de genul ăsta. Uitați-vă la Moise, s-a dus 40 de zile, 40 de nopțe, în mai multe rânduri, a postit, n-a băut, n-a mâncat nimic și n-a murit. Pentru că el avea alte căutări, alte planuri, alte ținte puse în față de Dumnezeu, cum să păstorească, cum să aibă răbdare, cum să ducă poporul în țara Canaanului. nu interesa prajii, pești, pâinea, mâncarea, chestiile astea, pe care le caută în mod excesiv oameni. Ă, n-am mâncat. Păi și dacă n-ai mâncat, care e problema? O, oh, nu foame. Cum să termina, al bătea ceasul la fix, gata, nu mai vedeau că ei, vedea că ies din biserică, de ce? Că stomacul îi spunea că ei trebuie să mănânce, dacă ai trecut păstări, gata, nu mai aveai cu cine discuta. De ce? Pentru că ei caută problemele mici. Poporul stătea acolo chinuit de sete și cârtea împotriva lui Moise. Zicea, pentru ce ne-ai scos din Egipt ca să ne facă să murim de sete aici cu copiii și turmele noastre? Moise a strigat către Domnul și a zis, ce să fac cu poporul acesta încă puțin și au să mă ucidă cu pietre? Și Domnul a zis lui Moise, du-te Moise și rezolvă problemele. Apucăte, vizitează-i pe fiecare dintre ei, consiliază i ascultă-le toate mizeriile, încarcă-te cu tot bagajul lor emoțional negativ și ai să rezolvi nimic. Nu asta este sfatul lui Dumnezeu: nu pierdeți vremea cu problemele oamenilor mici. Și nu o spun într-un mod sfidător, ci o spun constatând că, oricât de mult ai încercat să rezolve acele probleme nu le vei rezolva niciodată, îți vei epuiza toate energiile, vei pierde timp din viața ta și rezolvarea nu va fi nicăieri. Rezultatele, zero. Treci înaintea poporului, ia cu tine vreo câțiva din bătrânii lui Israel, împarte sarcine, dă-le de lucru, fă să vadă cât de... A, ce simplu e să fii popă, ziceau unii, sau ce simplu să vorbești. Și m-a Și le spuneam Da, ok, dacă e așa de simplu să vorbești Haideți să Vorbiți dumneavoastră un an de zile Să vedem A, nu, frate, nu Vorbiți dumneavoastră că Observați cât de ușor găsim noi Așa Ce ușoară e viața ta Bă, dacă aș avea norocul tău Dar, vezi împarte sarcinile și în momentul ăla oamenii vor vedea că nu-i chiar așa de simplu cum pare. Nu-i chiar așa de simplu cum se vede așa la o privire superficială. Că lucrurile sunt un pic mai complicate. Și a zis, uite, împarte povara ta și cu alții, ajută-i să poarte aceste poveri și tu treci înainte, lasă pansarea celor care au mentalitățile astea. Dă-le paci. Treci înaintea poporului, ia cu tine vreo câțiva din bătrânii lui Israel, ia-ți în mână toiagul cu, cu care ai lovit râul și pornește. Du-te spre soluții, lasă problemele, că ăștia tot timpul, dacă n-au asta, nu o să aibă cealaltă, dacă n-au pești, n-au praz, dacă n-au pâine, n-au carne. Și întotdeauna vor fi probleme și dacă tot încerci să... Uh rezolvi problemele e cam filmele alea cu rechin știți când stai într-o bancă barcă din aia gonflabilă și cârpești într-o parte și îți mușcă din alta și cu cât încerci să te agizi mai tare cu atât nu se rezolvă problemele da? nu, nu e vorba despre asta nu căuta să rezolvi a, acele probleme caută nu te, nu, nu te stresa de probleme caută soluții și nu încerca să-i mulțumești pe toți când vor. Acum, acum, frate. Zic dacă care problema. Și era un litigiu de zeci de ani. Dar zic dacă câți pastori ne-au încercat să cărpească problemele astea. Păi nu știu, au fost mai mulți și au reușit. Nu, păi și atunci. Dar acum, acum ni sete, acum ni foame, acum vrem. Oamenii mici, ei n-au răbdare. Și dacă nu le împlinești nevoile, atunci te răs. Du-te spre soluții, spune Dumnezeu. Iată, eu voi sta înaintea ta pe stânca horebului, vei lovi stânca și va țâșni apă din ea și poporul va bea, vor fi mulțumiți o vreme, da. Moi s-a făcut așa în fața bătrânului Israel și el a numit locul acela masa și meriba, ispită și ceartă. Copiii lui Israel se certaseră și ispitiseră pe Domnul, zicând, este oare Domnul în mijlocul nostru sau nu este? Da, și-au terminat cu setea, după aceea au început cu alte probleme și cu alte nemulțumiri și viața oamenilor mici a mers din inerție, tot spre lucruri mici. Acum aș vrea să vedem că diferența între oamenii mari și oamenii mici se face în momentele de cumpănă. Dacă e să comparăm puterea gloatelor care șusotesc în taină și care uh, n-au curajul răspunderii, știți, puteți să vedeți că oamenii de genul acesta au un vocabular specific. Toată lumea vorbește, toată biserica, majoritatea frate sunt de acord că, dar nu-și asumă nimic. Toată răspunderea este în dreptul altora. Dacă ei separat, ei nu mai au nicio, nu, nu-și asumă nimic. Însă când sunt în gloată, au putere pentru că se coalizează și sunt ca hienele acelea care Atacă un leu, știți, ați văzut din mai multe părți, cât o fi leu de puternic, dar hienele sunt multe. Și atunci este momentul lor, dacă însă are timp leu să muște de ceafă pe una și pe cealaltă și văd că e treaba groasă, încep să fugă. Dar singular, ei n-au putere. Puterea gloatelor care șușotesc în taină este momentul în care sunt sincronizați în a face răul în a prezenta problemele într-o asemenea măsură încât să copleșească pe cei care vor altceva. Însă, îmi place foarte mult cum îi onorează Dumnezeu pe oamenii săi în momentele cheie. În capitolul 33 se vede iarăși diferența între oamenii mici și oamenii mari, între gloatele care șușotesc în taină și n-au curaj să iasă în față, să spună uh, anumite lucruri, ci doar uh, folosesc se aude, se spune, am auzit, toată lumea, majoritatea. Dar nu spun eu. Zic asta, eu cred asta. Nu. În capitolul 33, cartea Exodului, este înfățișat Moise mergând la cortul întâlnirii și atitudinea oamenilor mici față de un om mare. În taină, tot, o, Moise, stau, bă, ne-a scos din ege, mamă, nenorocitul, mă, îți dai seama, ne-a scos pe noi de la, de la praj, de la pește, de la bice, pe spinare și ne-a dus pe noi în pustie asta că e drept că vine Moise, oh, gata. Și ce făcea în momentul în care apărea Moise? Moise a luat cortul lui și l-a întins afară din tabără. Oare de ce credeți că l-a întins afară din tabără? Ca să nu audă ce bărfesc oamenii mici. Ai auzit că nu mă interesează. Știi că nu mă interesează. Da, că nu mă interesează. De ce? Pentru că oamenii mari nu se hrănesc cu ceea ce spun oamenii mici. Dacă știi, cu cât știi mai multe din ce spun oamenii aceștia, cu atât te influențează negativ și îți scad din tonul, te trag în jos. Cu cât știi mai puțin și te interesează mai puțin de ceea ce spun oamenii mici, cu atât vei fi mai, mai puternic, mai plin de vigoare și mai. Plin de acea energie care te poate face să gândești lucrurile și să ai realizări mai multe. Și a scos cortul afară din tabără, la, la o depărtare oarecare, l-a numit cortul întâlnirii și toți cei ce întrebau pe Domnul se duceau la cortul întâlnirii care era afară din tabără. Observați. Moise s-a izolat locativ de mulțime. Nu că îi desconsidera, nu că nu i-ar fi păsat de ei, dar a vrut să vadă clar că nu ia parte la ceea ce se întâmplă negativ acolo. Dacă vreți părerea lui Dumnezeu, veniți afară din tabără. Dacă vreți să discutați cu mine, veniți afară din tabără. E un moment în care puteți să vă dați o, o, un refresh la minte și să gândiți lucrurile altfel. Să ieșiți din acea gândire comunitară și limitată, să veniți spre altceva. Și să știți că oamenii mari se izolează într-un fel de, de gândire a mulțimii și caută. Alte dimensiuni, caută alte păreri, caută o altă energie, o altă putere, un alt fel de a gândi lucrurile. Uite, urmăriți să vedeți. Ei nu se duc, unde gloată? Ai și noi gură cască, ce se zburfește la televizor? Ce zice ăla? Oh, o, să fie inundați, o să fie nu știu ce. Și pe dincolo se întâmplă alte șerpării și alte lucruri. Și pe tine te ține că sunt inundații în țară, da? Bun, ori fi și din alea. De asta e scopul tău să urmărești în fiecare zi știrile, să trăiești după ce îți dau alții, după ce îți aruncă în față, să mai, să mai scumpești, nu știu ce, nu știu. Păi asta tot o să fie, tot timpul. Și astea sunt cârligul. Și oamenii mici tot acolo. Ha, ha, ha. Și știți cum e peștișorul ăla care tot sare să, să prindă momeala și nu mai reușește. Și când a prins-o, acolo este prins toată viața lui și până moare. Moise și-a pus cortul afară din tabără. Și când se ducea Moise la cort, versetul 8 din capitolul 33, tot poporul se scula în picioare, fiecare stătea la ușa cortului său și urmărea cu ochii pe Moise până intra el în cort. Bă, ce asta, Moise. Și începeau să zică, să-și șotească. Bucurați-vă când se șușotește despre voi. Pentru că oamenii nu bărfesc pe cei care le sunt inferiori, decât dacă sunt oameni mai inferiori sau în momentele lor de răutate. Dar, de regulă, nu prea îți place să bărfești decât dacă ai o anumită satisfacție acolo și vrei să te ridici ca fiind superior prin bărfirea aceea. Însă oamenii mari n-au vreme de așa ceva. N-au vreme de bărfe, n-au vreme să vorbească pe alții. Oamenii mici, în schimb, bărfesc foarte mult. Ai văzut tate, Mamă, ce și-a cumpărat! Hey, vai, ce ceas! Vai, ce pantofi! Vai, ce... De ce? Oameni mici. Oamenii mari mă duc să mă întâlnesc cu Dumnezeu. Am asta, asta de rezolvat, am planurile astea. Ceilalți, oh, ai văzut, ai văzut. Și toată viața sunt cu ai văzut și ai auzit. Ei n-au altceva în minte. În schimb, în momentul în care apar, impun respect. Pentru că sunt oameni care au realizat ceva. Sunt oameni care au o altă energie, o altă putere. Și o transmit mai departe și respectul. Cât erau ei de împotriva lui când trecea Moise, toți erau drepți în fața cortului. Se uitau după el. O, ia uite Moise, și când intra Moise în cort, stâlpul de nor se pogora, se oprea la ușa cortului. Și Domnul vorbea cu Moise, tot poporul vedea stâlpul de nor oprindu-se la ușa cortului. Tot poporul se scula și se arunca cu fața la pământ la ușa cortului lui. De ce? Pentru că așa sunt oamenii mari. Se vede ceva în viața lor. Este ceva care atrage. Este ceva care uimește. La ceilalți, ce să vezi? Bârfe, prostii, nimicuri, ce a făcut nu știu cine, ce s-a întâmplat, judecăți, prejudecăți. Asta este, oameni mici. Însă, în viața lui Moise, se vedea stâlpul de nor oprindu-se deasupra cortului său. Întrebare pentru mine și pentru tine, în viața noastră, ce se vede? Ce văd oamenii? Se vede ceva deosebit sau suntem în rândul gloatelor oameni mici? Ocupați cu lucruri de nimic, cu lucruri mici. Ai văzut ce și-a poșetă și-a luat, a, cum s-a arunjat, a, a și-a pus botoc și-a făcut... Și, -a, și ce dacă? Care-i problema? Lasă-i în pace! Pentru că trăind cu astfel de hrană, vei avea un suflet mic și vei fi un om mic. Altă perspectivă. Domnul vorbea cu Moise față în față, cum vorbește un om cu prietenul lui. Apoi Moise se întorcea în tabără, dar tânărul, tânărul lui slujitor, Iosua, fiul lui Nun, nu ieșea deloc din mijlocul cortului. Diferență. Ce au prins ăștia din gloată de la Moise? Nimic 40 de ani au stat moise lângă ei Nu s-a prins nimic de ei Ca nuca de perete. Mai degrabă își părgeau capul decât să se prindă ceva de mintea lor Nu, nimic În schimb de Iosua S-a prins ceva Credință, curaj Putere de a merge în, în Contravalului care vine Din partea mulțimii Negativism, necredință Nemulțumire a învățat să lupte, a învățat să se încreadă în Dumnezeu. Și după 40 de ani, când Moise a încetat din viață, părea că totul se prăbușește și în momentul acela răsare Iosua, ca om al lui Dumnezeu, ca păstor al lui Israel și care i-a păstorit peste tot și a călăuzit în toate victoriile acelea împotriva cananiților. De unde a învățat Iosua toate astea? Cât era Moise? Aici ce bă, nu mai este altul ca Moise. Dar Iosua a tăcut în taină, a învățat a prins acea legătură cu Dumnezeu, nu e și își dorea, vedea pe Moise, măi, cum să roagă asta, cum lucrează, cum găsește putere în momentele când toți dau în el, cum se comportă în momentul când toți sunt nemulțumiți. Să văd și eu, să învăț eu, învățați de la oamenii mari, lăsați-i pe ăștia care sunt tot timpul cu și cu probleme și cu bârfe și cu lucruri de nimic. N-aveți ce învăța de la ei. Învățați de la oamenii mari, așa cum a învățat Iosua. Dar tânărul lui slujitor Iosua, fiul lui Nun, nu ieșea deloc din de mijlocul cortului. Știți ce este interesant? Că oamenii care trec prin probleme, unii dintre ei cei mari strălucesc mai tare, în timp ce oamenii comuni se afundă tot mai mult în probleme. În capitolul 34 se vorbește despre slava lui Moise și aici cuvântul lui Dumnezeu din nou pune în contrast poporul, gloatele cu Moise. Capitolul 34 cu versetul 29 în continuare spune că Moise s-a pogorât de pe muntele Sinai cu cele două table ale mărturiei în mână. Când se pogora de pe munte nu știa că pielea feței lui strălucea pentru că vorbise cu Domnul. În momentul în care ai o legătură cu Dumnezeu, și în momentul în care mintea ta se hrănește cu altceva decât mâncarea aceasta comună pe care o mănâncă toți, fața ta va spune că ești altfel. Și oricum te-ai îmbrăca, oricum te-ai purta, oamenii văd dacă ești într-un fel sau altfel. Pentru că atitudinea ta, felul tău de a fi. Felul în care mergi, felul în care vorbești, fața ta, spun dacă e sau nu ceea ce trebuie. Și de aceea, după ce Moise a stat 40 de zile în prezența lui Dumnezeu, a avut loc acea schimbare la fața lui. Și fața lui strălucea. Era altfel. Dacă vă uitați aici, spune că. Fața lui strălucea, pielea feței, feței, lui strălucea pentru că vorbise cu Domnul. Aron și toți copiii lui Israel s-au uitat la Moise și iată că pielea feței lui strălucea și se temeau că să se apropie de el. De ce? Pentru că Moise era un om mare. Dacă vă duceți la metro, știți ce o să vedeți? O mulțime de oameni care stau cu capul în telefoane. Uitați-vă, nici nu intră bine în, în, în metrou și nu mai vedeți. Nu a cu capul în telefon. Ce să strălucească la ei? Ecranul de la telefon pe față. Ce să strălucească? Pentru că mintea lor este acolo. Sunt spălați la creier. Cum au prins un pic de timp liber, pac telefonul. Imediat. Ce să vadă? Ce să vezi la oamenii aceștia? Sunt șterși. A, au nas, au urechi, au gura, au împrentă, dar degeaba, spiritul lor este șters. Pentru că ceea ce contemplă este de joasă calitate. Este de cât se poate de joasă calitate. De unde știu lucrul acesta? Din faptul că oameni de foarte joasă calitate devin foarte celebri pe seama consumatorilor de gunoaie, de tip social media și alte feluri. Cum ajung oamenii ăștia atât de celebri? Pentru că au foarte mulți consumatori de felul acesta. Nu este dovadă mai evidentă decât asta. Moise, însă, vorbise cu Dumnezeu și Aron și toți ceilalți au văzut că pielea feței lui strălucea și s-au temut. Când mergi într-un mediu de felul acesta, nu mai vezi că se trezesc așa ca zombi și se uită la tine zici că ești de pe altă planetă, da, ești pentru că ai alte idealuri, ai altă energie ai altă putere, ăștia injectați așa, uuuh, cu privirea au în față numai iconițe și prostii Moise i-a chemat Aron și toți fruntașii adunării s-au întors la el și el le-a vorbit. După aceea, toți copiii lui Israel s-au apropiat și el le-a dat toate poruncile pe care le, trimise, le primise de la Domnul pe muntele Sinai. Când a încetat să le vorbească, și-a pus o mahramă pe față. Când intra Moise înaintea Domnului ca să-i vorbească, scotea mahrama până ce ieșea. Iar când ieșea, spunea copiilor lui Israel ce îi se poruncise. Copiii lui Israel se uitau la fața lui Moise și vedeau că pielea feței lui strălucea și Moise își punea iarăși măhramă pe față până ce intra ca să vorbească cu Domnul. Ce diferență! Ăștia își doreau lucruri de nimic, doar supraviețuire și Moise Doamne, arată în fața Ta, vreau să Te văd, vreau să stau în prezența Ta, vreau să, să fiu cât mai mult alături de Tine, vreau să învăț de la Tine, Doamne, vreau împreună cu Tine. Este extraordinar. Ce diferență între Moise și Gloate. Și într-adevăr, dacă e să ne gândim așa pe termen lung, viața lui Moise a fost una foarte, foarte grea. Însă a fost o viață unică, o viață plină de satisfacții, din alte puncte de vedere. Ceea ce a realizat și a făcut Moise în viața lui, n-a mai realizat nimeni. Prin el Dumnezeu a dat legea. Prin Moise, Dumnezeu l-a scos pe Israel din Egipt. Prin Moise i-a păstorit 40 de ani în pustie. Prin Moise Dumnezeu i-a adus până la porțile Canaanului. Prin Moise Dumnezeu i-a făcut să nu-și piardă ținta și direcția. Prin Moise Dumnezeu le-a dat cele mai puternice porunci și sfaturi. Prin Moise avem cel puțin 5 cărți, dacă socotim și cartea lui Iov este a șasea scris în Scriptură, cu ajutorul lui Moise, dragii mei, Dumnezeu l-a încurajat pe Iisus Hristos când era pe muntele schimbării la față și cred că lucrul acesta a cântărit foarte mult în ecuația mântuirii și ca și cum n-ar fi destul în veșnicie vom cânta cântarea lui Moise și a mielului. Observați cât de multe a realizat Moise pentru că și-a dorit să fie un om mare. A lăsat la o parte preocupările acestea mărunte ale vieții și și-a dorit să fie în prezența lui Dumnezeu. Să fie preocupat de lucrurile care îi preocupă pe oamenii mari. În timp ce gloatele, pește, prepelițe, mâncare, praj, usturoi, apă, funcții. Și ce s-a întâmplat cu ei? Au murit în pustie no name, niște oameni fără importanță. Însă despre Moise citim doar lucruri unicat. Pe lângă cele amintite, aș vrea să mai aduc în fața dumneavoastră și cele pe care le scrie în cartea Deuteronomului, capitolul 34, îngroparea lui Moise. Știați că Moise este singurul om pe care l-a îngropat Dumnezeu este extraordinar. Moise s-a suit pe muntele Pisga în fața Erihonului și Domnul i-a arătat toată țara de la Galaad până la Dan, tot ținutul lui Neftali, țara lui Efraim și Manase, toată țara lui Iuda până la Marea de Apus, parte de miază zi împrejurimile Iordanului, Valea Erihonului, cetatea Finicilor, până la țoară. Domnul i-a zis, aceasta este țara pe care am jurat că o voi da lui Avram, lui Isaac și lui Iacov zicând, o voi da seminței tale, ți-am arătat ca să o vezi cu ochii tăi, dar nu vei intra în ea. A fost dureros pentru Moise acest șoc. Tocmai ce murise sora lui Maria, era în doliu și ăștia tot cu taca-taca în mintea lui, în capul lui, însă Dumnezeu a vrut să-i arate că este un mare risc să te abați de la gândurile mari spre gândurile oamenilor mici. Poți să pierzi tot premiul vieții dacă îți permiți luxul acesta, măcar o clipă, să te duci să ce mai zic și beronari ăia de nimicuri și de gunoaie. N-ai voie, dacă vrei să fii om mare, să te pleci la un asemenea nivel, mai ales după ce l-ai văzut pe Dumnezeu, după ce ai văzut minunile Lui în viața ta. Bineînțeles că Dumnezeu în bunătatea Lui n-a uitat de viața Lui Moise și de toate celelalte lucruri pe care le-a făcut și de slujirea Lui și de devotamentul Lui. Însă, este un semnal și un mesaj pentru noi. Nu te ocupa cu lucrurile de nimic, nici măcar pentru o clipă, cu oamenii mici, pentru că riști să pierzi lucrurile cele mai valoroase din viața ta pe care le-ai dorit și pentru care ai luptat atâta timp. Lasă-i în pace cu perspectiva lor îngustă, lasă-i în pace cu gândurile lor negative, lasă-i în pace cu bârferile lor, cu tot ce vor să spună și cu închipuirile minților stricate. N-ai timp de așa ceva. Și după ce i a arătat țara spune cuvântul că Domnul l-a îngropat în vale, în țara Moabului, față în față cu Bet Peor. Nimeni nu i-a cunoscut mormântul până în ziua de astăzi, pentru că Dumnezeu spune, Scriptura în altă parte l-a înviat, s-a luptat. Încă o, o, o chestiune unicat. Dumnezeu s-a luptat, Arhanghelul Mihail s-a luptat cu satana pentru trupul lui Moise. Este primul pentru care Dumnezeu se bate ca să-l învie. Este extraordinar merită să fii om mare, merită să lupți ca Dumnezeu să facă din tine un om de valoare. Dumnezeu l-a îngropat, Dumnezeu s-a luptat cu diavolul pentru trupul lui Moise și l-a înviat. Și apoi spune că Moise era în vârstă de 120 de ani când a murit, vederea nu-i slăbise, puterea nu-i trecuse. Copiii lui Israel au plâns pe Moise 30 de zile în câmpia Moabului și zilele acelea de plâns și de jale pentru Moise s-au sfârșit. Și apoi spune versetul 10, în Israel nu s-a mai ridicat proroc ca Moise, fiți atenți, pe care Domnul să-l fi cunoscut față în față. Merită să fii om mare. Niciunul nu poate fi pus alături de el în ce privește toate semnele și toate minunile pe care le-a trimis Dumnezeu să le facă în țara Egiptului, împotriva lui Faraon, împotriva supușilor lui și împotriva întregei țări. Și în ce privește toate semnele înfricoșătoare pe care le-a făcut Moise cu mână tare împotriva întregului Israel. Niciunul nu poate fi pus alături de Moise, nici chiar cei mai sfinți. De ce? Pentru că Moise a ales cu totul și cu totul altceva. Bineînțeles, a și fost ales de Dumnezeu, dar Moise a văzut în cele din urmă înălțimea chemării lui și nu s-a lăsat mai prejos. A avut provocări, a avut momente de descurajare, a avut momentele lui în care a alergat la Dumnezeu și a zis Doamne, uite încă puțin, stai liniștit Moise. Ești în puterea mea, ești sub protecția mea, mergi mai departe, vezi mai departe de drumul tău, pentru că eu știu ce vreau să fac cu tine, eu știu dimensiunea vieții tale și a puterii pe care am pus-o în tine și știu ce pot să faci prin harul meu și într adevăr dragii mei toate lucrurile care s-au petrecut în viața lui Moise au avut rezonanță și răsunet atât în timpul vieții lui pe acest pământ au în momentul acesta pentru că el trăiește conform scripturii în împărăția lui Dumnezeu și vor avea o veșnicie pentru că Moise nu s-a coborât să stea cu oamenii mici. Și nu vorbesc de desconsiderare, ci vorbesc de dimensiunea gândirii și a perspectivelor. Moise a căutat totdeauna ceva mai înalt. Aceasta este provocarea pentru mine și pentru tine în seara aceasta și în viața aceasta. Să nu ne mai ocupăm de lucrurile mărunte, ce a făcut cu tare, ce a zis cu tare, să facem o adevărată dramă din toate prostiile pe care le inventează unii și alții. N-are rost, e pierdere de vreme. Înseamnă energie irosită în van. Și viață irosită în van. Ocupă-te de oamenii mari. Ocupă-te de ceea ce spune Dumnezeu despre tine. Mergi în fiecare zi spre lucrurile de săvârșite. Caută lucrurile mărețe, lucrurile care te înalță, care te zidesc și care te ajută să pui în valoare ceea ce a pus Dumnezeu în tine, astfel încât oamenii să-și aducă aminte de tine și în viața aceasta și în viața viitoare. Poți să alegi să fii un om mic, mărunțel, de duzină sau poți să alegi să fii om mare. Dar îți mai spun ceva. Să știi că în împărăția lui Dumnezeu nu vor fi decât oameni mari. Nu vei găsi unul care să zică eu n-am avut nicio realizare în viața asta, a fost vai de capul meu, m-am hrănit numai cu gunoaie, cu prostii, dar prin Harul Lui Dumnezeu am ajuns și eu în împărăția Lui. Nu există așa ceva. Toți cei pe care mielul își pune pe cetea Lui, brandul Lui, sunt oameni de calibru, așa că dacă vrei să fii în împărăția lui Dumnezeu, lasă flecuștețurile și apucă-te să devii om serios și om mare, pentru că nu poate Dumnezeu să-și pună harul peste mizeriile din viața ta și dintr-un om de nimic să facă un om mare doar că uh, pocnește din degete nu, dacă n-ai preocupări de felul acesta, dacă n-ai aplecare spre lucrurile acestea, dacă nu dorești din toată inima lucrurile acestea nu se va întâmpla nicio minune și Harul lui Dumnezeu nu schimbă cât ai pocnit din degete oameni mici în oameni mari. Nu, n-ai să vezi niciodată așa ceva. Harul lui Dumnezeu îi ajută pe oameni să iasă din zona aceea în care nu reprezintă nimic și îi, fac îi face să strălucească pentru veșnicie și face oameni mari. Dacă ai gânduri mai jos de așa, ia-ți adio de la împărăția lui Dumnezeu. Pentru că în împărăția lui Dumnezeu, oamenii mici nu vor fi. Vor fi doar oameni mari.